politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta în această frumoasă, dar friguroasă zi de luni cu primarul orașului Târgu Grămești, domnul Dănuț Birău. Stimate domn, bună ziua și bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, țin să vă doresc și eu la mulți ani, să fiți sănătos și să aveți parte de tot ce vă doriți dumneavoastră. De asemenea, îi salut pe toți cei care ne urmăresc la această oră. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Iată-ne în 2019, un an ce debutează, să spunem, sub semnele unei întârziere în ceea ce privește adoptarea unui buget al statului, un buget general, lucru care se repercutează fără îndoială în teritoriu. Ca o primă temă a discuției, care sunt șansele sau în cât timp veți putea creiona un buget în funcție de ceea ce se va publica în Monitorul Oficial? Păi, în primul rând, începutul, într-adevăr, aveți dreptate, este cam greu, având în vedere că acest an 2019 este și un an cu două tururi de alegeri, corect, poate chiar cu trei, pentru că vor fi și alegeri prezidențiale și este foarte greu de crezut că acestea se vor desfășura doar într-un singur tur de scrutin. Este un început greu pentru că acest buget național a fost destul de greu plămădit după ce undeva spre sfârșitul lunii decembrie guvernul a încercat și a anunțat că va veni cu un model de proiect de buget pe care să-l prezinte pentru dezbaterea publică. Cred că și din cauza acelei moțiuni de cenzură care a fost undeva spre sfârșitul anului, acest proiect de buget nu a mai fost înaintat. Și iată că apoi, odată cu vacanța parlamentară, s-a ajuns ca abia vinerea trecută, pe 8 februarie, să fie votat în guvern bugetul României pe anul 2019. Sigur că de aici mai sunt alți pași de parcurs. Acest buget va merge în Parlament, va fi dezbătut în comisii, în plenul Parlamentului, probabil va suferi și unele modificări, pentru că vor fi, cred eu, foarte multe amendamente. După ce va trece și acest hop al votului din Parlament, dacă nu va fi contestat cumva de și susținale că va fi la contestat Curtea Constituțională, va ajunge pe masa președintelui, care de asemenea va avea un timp să-l promulge sau să nu-l promulge și abia apoi, după ce va fi publicat în Monitorul Oficial, noi, autoritățile publice locale, vom avea undeva conform legii 45 de zile, da, până la maxim 45 ca de zile, să putem să îl votăm pentru fiecare localitate în parte. Sigur că da, cred că interesul fiecăruia dintre noi, al primarilor, este ca acest buget să putem să ni-l votăm cât mai repede, în așa fel încât să putem, odată cu venirea primăverii, să demarăm lucrările de investiții pe care vrem să le facem în localitățile noastre. V-ați creionat așa în linii mari, ați trasat niște direcții, evident, neoficiale. Da, în primul rând e problema că trebuie să asigurăm cofinanțările pentru programele pe bani europeni și pe bani guvernamentali pe care le avem în derulare în localitate. Plus, de asemenea, trebuie să demarăm noi proiecte, să asigurăm funcționarea, să facem micile reparații de care este nevoie, bineînțeles, plata cheltuielor de personal și iată, se pare, începând cu acest an, și plata persoanelor cu handicap și a cele de la asistenților personali, da, ai acestora. La o primă vedere, într-adevăr, veniturile sunt mai mari pe fiecare localitate, pentru că acea cotă din impozitul pe venit, care anul trecut a fost situată la 43%, anul acesta va fi la 60%. Dar vine piatra de moară. Vine piatra de moară cu aceste cheltuieli în plus. Din ce am văzut eu în acest buget votat în guvern,
Se pare că totuși anul acesta fiecare județ va primi o cotă egală de la guvern și cred că în acest caz și bugetul județului Gorj, care anul trecut a fost mai de 90 de miliarde pe care se împarte la 70 de localități, va fi undeva de 3 ori mai mare și atunci și de aici vor veni bani în plus pentru fiecare localitate. Dar, bineînțeles, nu putem deocamdată decât să creionăm și să facem supoziții, pentru că nu putem să vorbim pe nimic clar până în momentul în care nu vom avea deciziile de la finanțe pentru a putea să fundamentăm bugetul pe cifre reale. Apropo de această, spuneam, pietră de moară existentă sau care va atârna de gâtul UAT-urilor din România, credeți că sunt șanse să se revină în această perioadă în care nu este încă definitivat, adică nu este aprobat și publicat în monitor, să se revină cu această decizie privitor la persoanele care primesc acel ajutor social, la persoanele cu handicap, la însoțitor și așa mai departe? Pentru că altfel discutam cu diversi primari care s-au alarmat la auzul acestei vești. Vedem ce se întâmplă la nivel național când primarii de mari UAT-uri, toată lumea spune că multe UAT-uri, în special cele de mărime mică și unele din categoria mijlocie, se vor duce în cap pur și simplu, nu vor putea susține plata. Da. Eu din punct de vedere al primarului sper să se revină la această prevedere, dar în același timp, pentru că am parcurs ieri puțin această hotărâre de guvern prin care s-a votat bugetul, la un moment dat, la un alineat, spune foarte clar că acolo unde veniturile proprii ale unităților administrative teritoriale nu sunt suficiente pentru a acoperi acestea, cheltuieli cu plata asistenților personali și indemnizațiilor persoanelor cu handicap, acestea se vor completa cu sume din TVA pentru echilibrare și atunci nu mai e cale de întors. Cred că vor mai fi probleme ca aceste drepturi să fie plătite, mai ales că de asemenea un alineat prevede că aceste cheltuieli sunt prioritare pentru fiecare localitate. În așa fel încât să nu poate fi vorba ca cineva să poată să spună nu le plătesc pentru că nu am bani sau... Și au fost cazuri în trecut în care multe UAT-uri au spus, doamne, nu mai am bani. Au fost, știți de ce? Au fost cazuri, pentru că, spre exemplu, anul trecut această cheltuială a fost subvenționată 90% de la bugetul de stat, dar nu toți banii au venit la începutul anului sau pe parcursul anului. Numărul beneficiarilor s-a mărit, pentru că asta este, din păcate nu putem să controlăm acest lucru, iar la începutul anului fiecare unitate administrativ-teritorială și-a preconizat niște cheltuieli pe un anumit număr de beneficiari, crescând pe parcursul anului numărul acestor automat și cheltuielile au crescut. Chiar nouă, pentru că noi până în luna septembrie am avut banii de la bugetul de stat, iar apoi pe octombrie și noiembrie am completat cu bani de la bugetul local. În noiembrie ne-a venit ultima tranșă de 2 miliarde de lei, în așa fel încât am putut să ne punem banii pe care i-am dat de la bugetul local la loc și să plătim și luna noiembrie cu acești bani veniți de la bugetul de stat. Da, sunt probleme. Pe de altă parte, este firesc că acei oameni au nevoie de acești bani, este dreptul dumnealor. Doamne ferește, nimeni nu-și dorește problemele pe care le au aceste persoane. Până se vor limpezi apele și sperăm din tot sufletul să se limpească și să fie favorabile acestor persoane, n-avem decât să așteptăm, vedem ce se va întâmpla în această perioadă de frământări. Spuneam că sunt semnale, din câte se pare, de la partidele de opoziție că va fi contestată. Va fi contestat acest buget. Da, nu știu cât de bine ar face țării să nu aibă un buget cât mai repede, pentru că până la urmă va merge cu această cotă de 1 pe 12 din veniturile anului. Corect. 2018. În momentul în care ai intrat în primăvară și ai vrea să te apuci de investiții, nu poți să te apuci de aceste lucruri pentru că nu ai o filă de buget votată pe secțiunea de dezvoltare a localității și atunci e foarte greu din 1 pe 12 să poți lucra în fiecare lună. Noi la Cărbunești chiar joi și vineri am plătit și salariile și aceste cheltuieli cu asistenții personali.
pentru luna ianuarie, în ianuarie am plătit pentru decembrie, deocamdată lucrurile sunt sub control și sperăm ca odată cu adoptarea bugetului să putem să-l închidem pe acesta în așa fel încât plata acestor servicii sociale până la urmă să fie asigurată și să avem prevederi bugetare pentru tot anul 2019. Cum se pare că mai devreme de jumătatea lui martie nu se va putea lucra, pe un probabil buget? Undeva în cel mai optimist scenariu, spre sfârșitul lunii martie se poate vota bugetul, în așa fel încât de la 1 aprilie să avem buget votat la nivelul localităților. În cel mai optimist scenariu, pentru că deja suntem undeva în 11 februarie. În jumătatea lui februarie. Dacă mai durează o săptămână în Parlament, o săptămână pe la președinție, automat. Da, e o situație regretabilă. O situație care nu s-a mai întâmplat, cel puțin din ce mi-amintesc eu, atât de mare întârziere. Nu s-a mai întâmplat din 2017, pentru că și în 2017 la Cărbunești am votat bugetul pe 27 martie. A, deci istoria este relativ... Este recent. Recentă. Pentru că și atunci a fost problema cu alegeri în 2016, cu un guvern care își termina mandatul în decembrie 2016 și atunci s-a prelungit. Nu au mai făcut un buget pentru anul următor. Noul guvern, până și-a intrat în pâine, a durat până să facem buget. Bun, în condițiile în care la nivelul UAT Târgu Cărbunești, ca și la nivelul întregii țări, mă refer la nivel descentralizat, la nivel de UAT-uri, nu avem un buget. Cum merge sectorul investiții în debutul 2019? Păi, deocamdată nu am făcut nimic pe această parte. Așa cum v-am spus, avem cofinanțări pe cele două programe guvernamentale, pe PNDL, pentru strada pieții și pentru școala generală. Apropo de strada pieții, în sfârșit, după ce m-am plâns atâta de pe 31 august, începând cu luna trecută, a fost publicat anunțul în SICAP pentru atribuirea acestei lucrări de canalizare. Până pe 20 martie se pot depune oferte. Sperăm ca să nu avem probleme cu licitații, să avem constructori care să vină, să avem un câștigător, în așa fel încât să putem în această primăvară să dăm drumul la lucrări simultan atât pentru canalizare cât și pentru carosabil, trotuare și rigole pe strada pieții, în așa fel încât această lucrare atât de mult așteptată de către cărbuneșteni și de către cei care tranzitează orașul cu mașini grele să fie realizată. Da. Este într-adevăr acolo o problemă cu partea, să spunem, da, carosabilă? Da, pentru că a fost această stradă din piatră pavată făcută, corect, neavând o structură foarte bine realizată, s-a turnat apoi un strat de asfalt, care și sub greutatea este ceva de mașinilor, torni asfalt, exact. Este clar că nu are cum să reziste ca durată de viață. Arată foarte așa este. V-ați făcut calcule. Ce înseamnă, așa, la o estimare, la o primă aruncare de ochi, acea contribuție de 2% necesară cofinanțării tuturor proiectelor? Vorbim de o sumă de... Păi ne-ar trebui cam vreo 10 miliarde de lei vechi pentru cofinanțări, pentru că pe anumite proiecte cofinanțarea este de 2%, cum este pe fonduri europene. Da. În anumite proiecte cofinanțarea este mai mică, numai că trebuie să lucrezi cu banii tăi, în speță creșa de copii din Târgu Cărbunești, pentru care am primit proiectul și urmează ca în perioada imediat următoare să începem procedurile de atribuire a lucrării, în așa fel încât să putem declara un câștigător, executant și să putem să ne apucăm de treabă. Acolo problema este că trebuie să lucrăm cu banii noștri, da. Mergem, plătim constructorul și apoi mergem și decontăm la AFIR Craiova și tot așa până la terminarea lucrării și deci trebuie să dacă n-aveți bani la dispoziție, nu poți să faci lucrare. De asemenea, am depus un proiect tot pe fonduri europene pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești. Este un proiect foarte mare, în jur de 100 de miliarde de lei vechi. A trecut deja de o primă etapă, așteptăm
ca să treacă și etapele următoare, să fie declarat eligibil. Acest proiect se va desfășura undeva pe 3 ani, acolo cofinanțarea este de 2%, deci și acolo încă vreo 2 miliarde. Și avem pe CNI lucrarea de la Casa de Cultură, care sper să se termine anul ăsta, pentru că deja intrăm în al doilea an de când se lucrează acolo. Într-adevăr, va fi o casă de cultură modernă, însă, din păcate, constructorul, confruntându-se cu această criză acută de personal, a prelungit, a prelungit lucrările. Acum sperăm că cu această modificare legislativă prin care salariul minim în construcție a crescut la 3.000 de lei, să fie mai mulți oameni care să vină să lucreze în construcții și această lucrare trebuie terminată și acolo iarăși avem o cofinanțare de pus. Și tot așa, având în vedere aceste lucrări care se desfășoară, o mare parte din banii pe care îi primești trebuie să îi pui pentru a asigura aceste cofinanțări. Și pentru că tot vine vorba de aceste lucrări, aș vrea să clarificăm un lucru, pentru că în ultimul timp, în ultima săptămână, au apărut pe Facebook niște imagini cu niște drumuri pe care le avem în zona Crețești, Curteana, Floreșteni. Chiar colega dumneavoastră de la Panduru m-a sunat și am avut o discuție referitor la acest lucru. Oamenii, într-adevăr, au dreptate, numai că după o iarnă grea, după fiecare iarnă, aceste gropi apar în aceste drumuri de balastru. Eu am moștenit pentru acest drum DC59 un studiu de fezabilitate reactualizat în anul 2015, care prevedea lucrări de 150 de miliarde de lei vechi. L-am depus pe PNDL în 2017, însă, din păcate, fiind o sumă foarte mare, nu am putut să obțin finanțare. Fantastică, nu mare. L-am moștenit, nu aveam ce să fac. Am rupt, ca să spun așa, din acest SF o bucată și am proiectat pe 1,4 km și am realizat din bugetul local în 2017 asfaltare cu șanțuri betonate, cu tot ceea ce trebuie pentru această bucată de 1,4 km. Lucru care nu s-a mai întâmplat pentru locuitorii acestor zone nici înainte de Revoluție, nici după Revoluție. De acum, bineînțeles că o prioritate a mea a fost ca infrastructura rutieră a localității să fie îmbunătățită, să fie modernizată. Avem 33 de kilometri de drumuri comunale și sătești. În fiecare an ne-am propus ca să realizăm cât putem. Cât se poate, corect. Bugetul local. Și în fiecare an am făcut. Un kilometru în 2016 la Cojani, 1,4 km în 2017 la Curteana. În 2018 încă 2 km la Duțești și la Comănești. Numai că asta este. Avem mai multe sate, mai mulți copii și trebuie să le dăm la fiecare câte ceva. Nu poți să faci într-un an tot și la toată lumea. Din acest an, deja au trecut cei 3 ani când acel studiu reactualizat își producea efectele, 2016, 2017, 2018, perioada în care nu puteai să faci un alt studiu de fezabilitate pentru acest drum, pentru că intrai în conflict cu prevederea ale Curții de Conturi, care spuneau că nu poți să cheltuiești bani de până două ori pentru același, exact, pentru același lucru. Și suntem în discuții și sper ca anul acesta să reușim să mai continuăm cu asfaltul pe aceste drumuri, dar oamenii trebuie... Pe ce distanță se întinde acel drum afectat? Pe 8 km și 370 de metri, dintre care doar 1,4 km a fost asfaltat acum 2 ani. Ei, o altă problemă pentru acești oameni este acel drum de legătură dintre Floreșteni și Trocani, un sat din comuna Dănești. Acest drum de legătură este foarte bun pentru oamenii din zonă, pentru că scurtează distanța între Floreșteni și Târgu Jiu cu aproximativ 25 de kilometri. În loc să vină în Cărbunești și să și vină în Târgu Jiu, Târgu Jiu, taie pe acolo. Înțeleg. Oamenii ajung direct la Dănești și de acolo ajung prin Barsa în Târgu Jiu foarte repede.
Problema acestui drum e puțin sensibilă, pentru că din toată lungimea lui de 3 km, jumătate aparține de Târgu Cărbunești, jumătate aparține de Dănești. Noi am tot încercat să-l balastăm, să-l îndreptăm, dar vedeți dumneavoastră, dincolo de limita asta noastră, nu prea putem să băgăm bani de la Târgu Cărbunești într-o altă comună. Nici nu este legal să faceți acest lucru. Exact. Dar oamenii au impresia că e cineva e datoria noastră și cei de la Dănești îi cred, nu au niciun interes să-și aducă oamenii la Cărbunești, pentru că oamenii vin la Târgu Jiu și atunci nu au o prioritate în a întreține acest drum. Am făcut demersuri la Consiliul Județean, chiar am discutat cu domnul președinte, să încercăm să transmitem acest drum la Consiliul Județean, pentru că da, până la urmă să dispară din sarcina exact. Dănești-Târgu Cărbunești, să apară în sarcina exact, CJ-ului. Pentru că și se, poate? Se intersectează cu acel drum județean care tranzitează Trocaniu și până la urmă face legătura cu Cărbuneștiul și corect. Cu Țicleniu prin Floreșteni. Și am primit promisiuni că vom încerca să facem acest lucru. Și problema ar fi rezolvată. Problema ar fi rezolvată pentru că până la urmă chiar le-am explicat, nu e nevoie să-l asfaltăm din prima acel drum, dar se poate întreține prin balastări, prin realizarea de șanțuri, în așa fel încât suprafața carosabilă să fie cât de cât acceptabilă și acești oameni să ajungă mult mai repede în Târgu Jiu. Dar nu le-a explicat nimeni cetățenilor că nu este o problemă ce ține strict de primăria Târgu Cărbunești? Știți dumneavoastră, cetățeanul fiecare are prioritățile lui și tot timpul când vezi dintr-un anumit punct de vedere ești până la urmă subiectiv, exact, acesta este cuvântul. Corect. Pentru că fiecare dintre noi avem impresia că prioritatea noastră este cea mai arzătoare și trebuie rezolvată prima. Însă, ce să spunem, până la urmă, de-a lungul anului 2018, cred că am reușit să punctăm în toate zonele și pe aproape toate domeniile. Pentru că în anul 2016, când am venit la primăria Târgu Cărbunești, contractele de întreținere acestor drumuri, de pietruire, de reprofilare, erau în jurul a 3 miliarde de lei vechi. Anul trecut a fost la 1 miliard 400. Deci la o sumă la jumătate. Da. Și am încercat ca acești bani să-i băgăm în asfaltarea unor alte drumuri, în așa fel încât suprafața de drum pietruit să rămână din ce în ce mai mică și să crească suprafața de asfalt și cu timpul toate drumurile să fie asfaltate, să fie modernizate, pentru că ușor, ușor, chiar azi dimineață vorbeam în raportul de început de săptămână cu șefii de compartamente din primărie, odată cu venirea primăverii o să trebuiască să începem să reparăm ceea ce s-a făcut de mântuială acum 4-5 ani pe străzile Bradului și pe strada minerilor din zona blocurilor din Cărbunești, pentru că acele lucrări făcute puțin în grabă au făcut ca să nu fie de atât de bună calitate și acum să trească să intervenim pentru că ușor, ușor s-au făcut anumite gropi în carosabil. Un subiect extrem de interesant și pe care nu l-am auzit discutat de, să spunem, foarte mulți primari de UAT-uri. Ați reușit de-a lungul anilor atragerea de fonduri europene până la urmă, doar că non-UE. Da. Adică un subiect exact. Destul de interesant, repet, și la care nu cred că au acces foarte multe UAT-uri. Sunt șanse să continuați colaborarea destul de fructuoasă pentru Târgu Cărbunești și da. În 2019? Sau datorită faptului că la Târgu Cărbunești avem o comunitate de etnie romă destul de numeroasă, undeva în jur de 12% din populația orașului Târgu Cărbunești și care prin plecările în străinătate a devenit un ambasador al orașului nostru dincolo de granițe. Am reușit să avem legături cu organizații și municipalități din Norvegia și am reușit să construim acea piață second hand care, iată, funcționează de un an și o lună.
Și cu ambasada Elveției reușim să realizăm acel centru de igienă și o toaletă în imediata vecinătate a acestei piețe. Centrul de igienă care va fi dat în folosință în curând, sper eu în luna martie, pentru că ne confruntăm puțin cu o problemă. Mediatorul nostru sanitar pe probleme de romi a intrat în concediu de îngrijire a copilului și o să trebuiască să aducem pe altcineva în loc pentru a, exact, pentru a avea o persoană care să se ocupe de acest centru. Și pentru că vorbeați noastră de colaborare viitoare, chiar joi voi merge la București și voi fi prezent la o întâlnire cu organizații din Norvegia, de asemenea am primit invitație pe deschiderea unor granturi tot pe această zonă de ajutare a populației defavorizate și sper ca să putem să accesăm noi fonduri pentru realizarea unor alte proiecte pentru această populație de neromă, pentru că de-a lungul timpului, prin colaborări cu asociația împreună, cu Fundația Terdezu, am reușit să modernizăm grădinița Sfântul Nicolae, care de asemenea se află pe strada Plopin, într-un cartier locuit în mare majoritate de populație de neromă, să realizăm un loc de joacă pentru copiii de neromă în zona străzii pieții și sunt lucruri care până la urmă rămân cu o cofinanțare destul de mică din partea bugetului local. Așa este și este păcat, existând o comunitate atât de numeroasă, dacă se pot obține finanțări, să spunem, non-UE, să nu fie accesate. De aceea spuneam că sunt cu siguranță alte UAT-uri chiar din Gorj, unde de asemenea cred că există comunități de rom, poate nu în procent atât de mare, dar care iată nu au avut această idee de, să numim, colaborare cu entități non-UE. Ce se întâmplă? Noi am fost deschiși la apelul dumnealor, chiar am reușit și noi să îi facem să vină alături de noi, pentru că am demonstrat seriozitate, am demonstrat că suntem aplecați pentru ajutorarea acestor oameni. Sigur că da, mai există și diverse vorbe, dar chiar ieri am fost în piața second hand din orașul Târgu Cărbunești. Sunt 57 de mese unde oamenii își vând produsele, unde noi mergem și cumpărăm. Anul trecut chiar am reușit să extindem copertina și în afară, pentru că cererea a fost atât de mare și câteva mese rămăseseră exact pe afară. Anul trecut am reușit să extindem și acolo, să acoperim o mare parte din aceste mese și cred că lumea este mulțumită. Pe de altă parte, și administrația pieței are de câștigat, pentru că în 2016, în luna august, când am venit la primărie, m-am trezit cu adresă de la Finanțele Publice Gorj că ne sunt blocate cotele din impozitul pe venit pentru că înregistrăm arierate. Chemându-l pe contabilul șef și întrebându-l despre ce e vorba, aceste arierate erau de la administrația pieței, care nu reușea să-și plătească datoriile când la termene chiar de 90 și 120 de zile. În contrapartidă vreau să vă spun că administrația pieței din Târgu Cărbunești a înregistrat anul 2018 cu un excedent de 23.000 de lei. Deci dacă înainte avea arierate de 13.000, după 2 ani are excedent de 230.000 de lei, ceea ce cred eu că este un lucru foarte bun, pentru că fiecare își plătește masa lunar, e o sumă foarte mică, până la urmă 2 lei pe zi, 60 de lei pe lună. Oamenii sunt mulțumiți că nu mai trebuie să își care marfa dimineața de acasă la piață și după amiaza pe drumul invers. Sunt lacăte și în cuie singuri, își deschid singuri și totul este ok. De asemenea, cu 1 februarie am redat în folosință cealaltă piață a orașului Târgu Cărbunești, pe care am realizat-o în toamna trecută. Sunt 12 standuri, toate ocupate la momentul actual, cu toate că înainte erau numai 8 ocupate. Fiecare stand
aduce un venit de 400 de lei lunar, administrației pieței. Bani care vin. Și zic că lucrurile sunt pe un făgaș normal. Ne-a mai rămas o bucată mică de modernizat acolo. Sperăm că anul ăsta, dacă nu la anul, să reușim să refacem în totalitate această zonă a pieței. Încet, încet lucrurile sunt sau ajung să fie puse la punct. Cu siguranță ar fi fost ideal să preluați administrarea orașului cu mai puține probleme, cu mai puține minusuri. E bine că e de lucru, nu ne plictisim. Așa este, deși sunt convins că ați fi găsit de lucru și dacă ați fi preluat Târgu Cărbunești cu, să spunem, mai puține, cum îi zic românii, bube. Da. Pentru că puteai să te gândești la alte și alte lucruri, la extinderea rețelei de gaze, la extinderea rețelei de canalizare. Și pentru că vorbim de acest lucru, orașul Târgu Cărbunești, v-am spus și mai înainte despre acea licitație de la canalizarea de pe strada Pieții, orașul Târgu Cărbunești este prins în acest mare proiect pe care APA Regio vrea să-l dezvolte la nivelul județului Gorj, cu fonduri europene pe programul de operațional infrastructură mare. Și în acest program pentru Târgu Cărbunești sunt prevăzute modernizările rețelelor de apă din Cărbunești Sat, din Curteana Crețești, extinderea rețelei de canalizare pornind de la Cărbunești Sat, de la intrarea în oraș dinspre Licurici și până la ieșirea spre Târgu Jiu, aici la Pojogeni, inclusiv cu acea zonă de pe strada Plopilor, unde se vor realiza atât lucrări de canalizare, cât și rețele de apă, pentru că acolo nu există apă curentă, cum la fel se va întâmpla și în satele Ștefănești, Duțești și Blagnița de Jos. Am fi dorit ca aceste lucrări de extinderea canalizării să se desfășoare pe tot teritoriul orașului. Dar nu cred că... Însă, din păcate, anumite norme europene se bat cap în cap și nu ne ajută să fim eligibili pe toate aceste puncte. Spre exemplu, o normă europeană spune că în momentul când bagi apă de la început într-un sat, da. Într-o locație, nu poți să faci acest proiect fără canalizare. Numai că o altă normă europeană spune că o canalizare este eligibilă la aglomerări de 2000 de oameni. Și cum la Ștefănești sunt vreo 500 și ceva, la Duțești vreo 80, automat, chiar dacă acolo se bagă apă nu se pentru poate. Prima oară, nu se poate face și rețeaua de canalizare. Da, sunt chestiuni care n-au fost gândite. Da, însă, prin raportare la situația din toate țările membre UE. Însă centrul APA Regio de la Târgu Cărbunești va fi dotat cu două vidanje noi și atunci vidanjarea foselor septice ale populației se va face mult mai ușor decât dacă ai chema mașină de la Târgu Jiu sau din altă parte. Ca ultimă tema discuției, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cum ați rezolvat problema căderilor masive de zăpadă din această iarnă, din ianuarie, în mod special pentru că acolo a fost apogeul și s-ar părea că nici în februarie nu vom fi scutiți de o vizită de câteva zile, iarăși se anunță cu multe precipitații. Da, noi doi când eram mai mici am învățat la școală că anul are 4 anotimpuri, corect, că de obicei iarna ține din decembrie până la sfârșitul februarie. Cel puțin. Iată că anul acesta am avut parte de o iarnă adevărată care a început încă da, de undeva din, doar că am uitat noi, din noiembrie. Exact, noi am uitat cum sunt iernile. Am uitat și vorba aceea celebră a domnului Băsescu de pe când era ministru iarna de transporturi, că iarna nu-i ca vara. Și, cum avea dreptate. Mare dreptate. Era unul din lucrurile în care avea dreptate. Și de multe ori cred că și acest spirit cetățenesc ne-a cam părăsit, pentru că de multe ori este mai ușor să punem una pe telefon și să filmăm, să facem o poză, să da, punem pe punem Facebook, în spațiu public decât, și gata. Decât să punem mâna pe lopată. Trebuie să recunosc că prima zăpadă, aceea din decembrie, a fost oarecum neașteptat așa, pentru că a venit în weekend, a fost o zăpadă foarte umedă, care a fost cu greu îndepărtată de pe carosabil.
Însă a fost o încălzire puțin mai grea și apoi de fiecare dată când a nins nu au fost probleme cu circulația în Târgu Cărbunești și satele aparținătoare. Noi avem și acest spital de urgență, trebuie să fim foarte atenți la cele două pante, corect, cea de pe strada Eroilor și cea de pe strada Pieții, pentru că vă dați seama, salvările trebuie să aibă un drum. Altfel, ca o glumă, ați aglomera și mai mult spațiul dacă n-ați... Exact. Și aici, la căderile de zăpadă, noi am acționat cu 5-6 utilaje de fiecare dată. Bineînțeles, pornind de aici concentric, ca să spun așa, din centrul orașului către satele aparținătoare. Au fost ceva probleme la Măceșu, pe pantele la Măceșu și de la Rugi. Am intervenit cât am putut de repede apoi. Când au fost anumite probleme, un cetățean din Rugi chiar trebuia să meargă la spital, s-a mers cu mașina primăriei, 4x4, a fost dus acasă, luat de acasă, pentru că nu s-a putut interveni, fiind un cătun cu doar 8 locuitori, nu s-a putut interveni chiar în secunda 1, în momentul căderilor de zăpadă. Stimate domnule, am ajuns la finalul emisiunii. Cu siguranță ne vom revedea, ne vom reauzi în 2019. Vă dorim o perioadă cât mai scurtă până la adoptarea bugetului, astfel încât să puteți intra în pâine, cum ne place nouă să spunem, și să demarați ceea ce înseamnă activitate de investiție, ceea ce înseamnă elementele de normalitate în cadrul primăriei orașului Târgu Cărbunești. Multă putere de muncă așadar și, nu știu, să vă mențineți acest entuziasm și elan de care, iată, de la alegerea în scaunul de primar ați dat dovadă. Mulțumesc frumos, să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, pentru că până la urmă asta e cel mai important. Dacă suntem sănătoși, corect, putem să trecem și să le facem pe toate. Încă o dată la mulți ani noastră și o zi bună tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent.